cap foarte bun. Pleacă centrarea, prea scurtă. Nu, lovitura de cap a fost bună și mingea este în poartă. Mingea este în poartă, egalare. 1-1, Cristi Manea în imagine. Lumea însă îl îmbrățișează. Cată. Acolo este devierea lui Debeliu. Încearcă să intervină Manea, dar Debeliu trimite perfect pe spate cu capul. Vlad prins și el prea în față de traiectoria acestei mingi. A apărut într-adevăr că centrarea este prea scurtă, însă apare Debeliu și deviază perfect mingea în colțul lung, 1-1. CFR-ul restabilește egalitatea după